seara. Doamna Elena, spuneți, ce părere aveți despre cum funcționează justiția în prezent? Doamne, eu m-am confruntat o singură dată și nu vreau niciodată în viață să ajung să mă confund cu justiția de la noi. Dar uitați-vă, în seara a fost la domnul Credincea și cu doamna Moraru, a avut o părere și a fost foarte corect. Eu mi-a plăcut cum a vorbit. În seara, doamna Cipătaru, nu știu, poate ea are cu totul altă părere despre justiție. Eu vă spun că mai coruptă și ea va fi coruptă dacă noi i-am dat voie. Și așa de-am s-o suit în cap. Uitați-vă, de ce să numesc fugari, el trăiește bine, mersi, atât ca în Israel. Și pe mine, că eu am avut un conflict de două căpișe, m-a tărit pe drumuri o mulțime de ani. Eu vă rog, lăsați tot la o parte și lasă să fie vetingul să-i controleze pe tot, lasă și mai puțin. Dar bine, am așteptat cât ar trebui să ne facă dreptate. Dar cum au fost procurorii până acum? Și cum au ei castele și palate? Și n-au nevoie nici de un om? Nu mai dorim mai mult.